Ediția din acest an a avut și Bucovinei s-a desfășurat pe următoarele secțiuni: primar, gimnaziu, liceu și centre de asistență socială. La concurs au participat 24 de elevi la secțiunea primar, 28 la secțiunea gimnaziu, 9 elevi la secțiunea liceu, dar și elevi din 3 unități de asistență socială, care s-au întrecut între ei cu reinterpretări ale unor melodii recunoscute internațional. Pauzele concursului au fost presărate cu dansuri moderne sau tradiționale și o prezentare de modă. După deliberare, jurul a decis ca la secțiunea primară Luca Morar de la Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu din Suceava să ocupe locul întâi. La gimnaziu, favorita juriului a fost Rania Cucut de la Școala Gimnazială numărul 1 Suceava. La liceu, punctajul a fost strâns, astfel că au câștigat două participante: Sânziana Lencu de la Colegiul Economic Dimitrie Cantemir Suceava și Roberta Olaru de la Colegiul Tehnic Lațcu Vodă-Siret. La categoria unități de asistență socială, vocea preferată de juriu a fost a Irinei Catargiu, de la Casa de Tip Familial Visătorii din Fundul Moldovei. Marele premiu, Vocea Bucovinei, a ajuns la Agata Gazda, de la Școala Gimnazială Petru Mușat din Siret. Vocea Bucovinei 2016 este... Numai puțin, Agata, doamna... Gazda, Școala Gimnazială Petru Mușat, Siret. Felicitări! Siretul anul acesta a fost la înălțime. Premiile au constat în vouchere și cadouri oferite de sponsori. Concursul Vocea Bucovinei 2016 a fost organizat de Asociația de Ajutorare a Copiilor și Tinerilor Dotați, Talentați și din Sistemul de Protecție a Copilului aflat în dificultate, Euroactiv, Asociația Alex Grup Suceava și Shopping City Suceava, în parteneriat cu Palatul Copiilor Suceava, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, Societatea pentru Egalitate de Gen SEG, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Suceava.